Aveau asupra lor, veneau manifestării care se desfășoară astăzi. Aveau două steaguri, unul pe fond de culoare neagră cu o dungă roșie, iar binecunoscutul steag secuiesc, albastru, cu dungă galbenă și în semnul semilună. Localnicii și autoritățile au dezaprobat manifestările celor două grupări extremiste. Noi românii din Miercurea Ciuc nu ne putem bucura nici de extremismul unor organizații și nici de excesele altora. La această manifestare participă toată lumea, cine dorește să serveze împreună cu noi, împreună cu locuitorii județului Harghita. Excesele de niciun fel nu sunt binevenite. Eu sper că toate lucrurile se vor decurge totuși normal. Manifestările s-au terminat totuși fără incidente majore.